Da, ei sunt antrenați 6-8 ore, dar nu în continuu. Eu însă mi-am urmat niște antrenamente de genul acesta pe linia Huashan, în Mei și în Jinhua, în care noi am fost antrenat 22 de ore pe zi. 22 de ore. Deci 2 ore le dormeam clasic, dar 22 de ore le munceam. Dar nu era un antrenament fizic continuu sau un antrenament de meditație continuu. Era o intercalare între cele două linii de antrenament. La început, nu m-am gândit. Mi-a fost frică să mă gândesc câte ore vom face. Dar abia după 15 zile am început să-mi dau seama, adunând totalul de ore, la modul concret cât dormisem. Și apoi când am plecat acasă, simțeam o energie extraordinară în corp, în mine. Acum, legat de situația asta că un om este luat și pur și simplu este lovit cu diverse obiecte, la început cu palmele, apoi cu diverse obiecte. Puteți să faceți un experiment în care rugați pe cineva din familie, efectiv, stați în poziția drept, fără să mișcați, vedeți cum vă simțiți mental, emoțional, cu tot corpul. Și apoi rugați persoana foarte ușor să traverseze corpul pe toate părțile, în această manieră, pe toate corpurile, din vârful capului până la vârful degetelor de la picioare. După 2-3 minute, nici atât, veți simți o stare de strângere a energiei, de bloc, de bloc unitar. Vă veți simți foarte puternic, foarte adunat. Când lucrul acesta este făcut cu diverse obiecte, practic are loc o readunare a liniilor fasciale, liniilor de putere. Și asta vine și explică antrenamentele lor și faptul că ei reușesc să facă atâtea lucruri.